6 aude, noroc, Irina. Tu, Irina, ai votat pentru partidul Gamalia, care ar avea sloganul întotdeauna pe vârf. Eu, da, salutare tuturor. Nu știu dacă aș vota pentru partidul Gamalia, fiind atâtea partide în buletinul de vot. Și tu, Irina, și tu ești sceptică deja, că sunt prea multe partide, dar tu înțelegi am că asta... Am ușine fur și ne va denumirea asta, da, hai să o registrăm. Stai, dar tu înțelegi că asta este un exercițiu democratic și faptul că noi avem atât de multe partide este o dovadă că în Moldova totuși există democrație. Desigur, eu făcând comparații cu regiunea Transnistreană, acolo unde nu există așa democrație, mă bucur. Noroc, Irina, care sunt noutățile de săptămâna asta din stânga Nistrului? Noutăți sunt mai multe, dar dacă toți ați menționat această regiune care este renumită prin contrabandă, haideți să vorbim despre liderul acestei regiuni, care, surprinzător, a mulțumit în această săptămână președintelui Maia Sandu. Și mai concret am mulțumit pentru dozele de vaccin care au venit în tot acest timp în stânga Nistrului absolut gratuit, fără nicio condiționalitate și care vor continua să vină pentru că Moldova va continua să ofere regiunii transnistrene vaccin fiind parte componentă din teritoriul Republicii Moldova și va oferi vaccin și din dozele cumpărate din bugetul de stat, nu doar din ajutorul umanitar. Adică atunci când vorbim despre faptul este Transnistria partea Moldovei, separatiștii spun că ei sunt separați, dar când vine vorba de cumpărat vaccin din bugetul statului, ei cu mare dragă îl accept și chiar și spun mulțumesc pentru colaborare. Mai este și acolo. Dragoste, hai să-l urmărim pe domnul Krasnoselski, cetățeanul care îi mulțumește Maia Sandu. И китайские две вакцины, которые Sinovac и Sinopharm, которые поступили в Приднестровье. Но тут, вот, слава Богу, хороший пример такого гуманитарного взаимодействия. Я скажу откровенно, это решение госпожи Санду, президента Молдовы, и вся поступающая помощь в Молдову от иностранных структур, от ВОЗа в том числе, 10% она выделяет как бы в Приднестровье. Это решение ее. Вот, и за что ей большое спасибо. Надеюсь, что, конечно же, данное гуманитарное сотрудничество будет и продолжено. Стай, отрадь атенция. Большое спасибо Майе Санду. Дарши май маря атенции треса трага фраза «это ее решение». 10% да. Мерзин Транснистрия. What? Deci, acest om care se consideră președinte vrea să ne spună că el știe cum la noi se iau deciziile, știe cine a vorbit pentru vaccin, știe cine a decis și cumva vrut să accentueze că asta Maia Sandu, dar noi cunoaștem cu toții care este poziția lui Krasnoselski față de Maia Sandu. Chiar dacă el vrea să arate că are o poziție destul de oficială, diplomatică, însă în realitate nu este chiar așa. În tot acest timp, chiar acum, pe 20-22 iunie, când a fost comemorarea bătăliei de la Tighina, acest Krasnoselski ne-a numit, cumva, suntem agresori, suntem țară agresor. Cum poate țara agresor să-ți dea agresiv, poftim vaccin, agresiv, vrei, nu vrei, îți dăm vaccin. Și după câteva zile după ce a numit cum a vrut el poporul moldovenesc, el a venit cu această mulțumire. Și mulțumirea aceasta este foarte stranie pentru că noi cunoaștem puțin dedesubturile și știm că odată cu venirea Maia Sandu la guvern în 2019, relațiile cu Tiraspolul s-au înrăutățit rău pentru că, în primul rând, Maia Sandu a oprit ca valuta străină să ajungă în stânga Nistrului. Odată cu instalarea guvernului Sandu, ei aveau probleme mari de valută pentru că valuta ajunge acolo nu foarte legal pentru că noi nu putem face în interiorul țării transferuri în valută. Dar totuși, în regiunea transnistreană ajunge această valută pentru energia electrică. Și odată cu venirea Maia Sandu au fost foarte multe condiții pentru regim. Ei trebuie să respecte mai multe chestii și noi, de exemplu, vă putem oferi ceea ce aveți nevoie. Pentru că totuși oamenii aveau de suferit pentru că nu erau bani în regiune. Bun, dar dacă...
Da, dacă e să nu ne uităm doar la Krasnoselski și Maia Sandu, că noi îl vedem pe un om care, așa cum tu ne-ai povestit anterior, câteva emisiuni în urmă, în Transnistria se scoteau stickerele cu Uniunea Europeană de pe vaccin. Vaccinul era spus că vine de acolo, de undeva, nu se spune exact care e sursa lui. Și acum el mulțumește Maia Sandu și ni eventual are de câștigat din data asta, Krasnoselski sau ai noștri? Ai noștri, cei cu pacea în suflet și în piept, cu iubesc Moldova, cu 11 milioane de euro, în, nu doar în vise. Deci ei, nu știu, s-au înțeles probabil sau nu s-au înțeles, dar el, Krasnoselski, foarte straniu a decis el să mulțumească. Deja sunt atâtea luni de când Moldova transmite aceste loturi de vaccin și el a decis acum în campanie electorală să mulțumească, după ce cu 3 zile în urmă a numit moldovenii agresori și tot așa. Bun, dar ce ar putea socialiștii să spună? Ia, vedeți, Maia Sandu decide cât vaccin pleacă la transnistrieni sau... Maia Sandu se împarte cu separatiștii. Da, s-ar putea unele forțe din astea de actori de care am pomenit, exact, care sunt ca și cum pro-occidentale, să vorbească despre declarația asta, Maia Sandu îi mulțumește un om care încalcă sau calcă în picioare Constituția Republicii Moldova și fură păcate din pământul nostru? Da, da, okay. Totuși mulțumesc cu ăsta, pare să fie atât de provocator știind că acest Krasnoselski este la Cătaramă cu Dodon, beau ceai împreună și își cunosc nevestele și se plimbă împreună și aici în plină campanie electorală Krasnoselski mulțumește și o laudă pe Maia Sandu foarte pentru frumos. Grija pentru separatiști. Poate Krasnoselski e actorul și ăla din... Da, poate Krasnoselski e actorul și ăla pe care menționează Bildu. Așa, Irina, ce ne mai spui? Recent, după această mulțumire, Maia Sandu a fost în studioul Europei Libere și a avut un interviu cu jurnalista Valentina Ursu și a fost întrebată despre aceste vaccinuri, despre această mulțumire, la care Maia Sandu a spus că într-adevăr a vorbit cu prim-ministru Ciocoi ca să fie oferite aceste vaccinuri și ulterior să fie oferite vaccinuri și din bugetul de stat, cele care sunt cumpărate din bugetul de stat. Și clar că Maia Sandu nu ar fi spus că nu este adevărat, eu nu am vorbit, pentru că sunt cetățenii Republicii Moldova în regiune și este normal ca președintele țării să-și facă griji de oameni din regiune. Însă Krasnoselski puțin s-a răzgândit și a spus așa, în contextul în care Maia Sandu a spus că este un element din reintegrarea țării. Și Krasnoselski spune că, stați un pic, acesta este doar un ajutor umanitar și nu poate fi vorba de o reintegrare. Este doar la capitolul vaccin și la revedere. Reintegrare, nu, mulțumim. Așa că el a mulțumit și după asta a spus că mulțumim, dar reintegrare nu. Da, dar chiar dacă citești ceea ce a spus și Maia Sandu, n-ai cum, mai ales din poziții de separatist, de Krasnoselski, n-ai cum să nu culegi roade și să dai apă la moară celor care sunt împotrivă. Da, tu poți spui, da, am trimis o solicitare către prim-ministru Ciocoi să aloce vaccin pentru concetățenii noștri din stânga Nistrului și din donații, dar și din vaccinul care este cumpărat de statul Republica Moldova. Intenția e bună, se laudă, tu ai grijă de concetățenii tăi din stânga Nistrului. Dar n-ai cum să nu pierzi în fața. Asta e ca și cu bătălia cu trolii și cu cine vrei. Ea s-o întoarcă așa cum vor ei. Așa că e... Dar faptul că 10% din toate donațiile de vaccinuri, asta este decizia Maia Sandu. Cine a hotărât acest procent și această proporție? Eu cred că a fost o înțelegere și împreună cu partenerii care au donat acest vaccin. Ei au fost chiar o condiție la un moment dat. Noi vrem să ajutăm și oamenii regiunii, pentru că ei știu cum acolo este situația, că este la început chiar era o problemă gravă în sistemul spitalicesc din regiune. Și ei au decis să-i ajute chiar și Ministerul Sănătății a spus că da, noi suntem gata să oferim aceste vaccinuri. Pe asta decide guvernul, Ministerul Sănătății, nu mai Sandu. Corect. Probabil au fost discuții și la nivel de președinție, dar decizia nu a fost a Maiei Sandu.